Catedrala Mitropolitană din Iași, alături de mănăstirile Sfinții Trei Ierarhi, Galata, Cetățuia și Hadâmbu, au fost vizitate sâmbătă 15 februarie 2020 de un grup de copii din comuna ieșeană Andrieșeni. Activitatea, derulată sub genericul Pelerinaj în cinstea Sfinților, a reunit 50 de elevi care participă la Sfintele Slujbe, care au rezultate bune la învățătură sau care provin din familii cu o situație materială precară. Inițiatorul acestui itinerariu a fost arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Pelerinajul a fost organizat în contextul anului omagial al pastorației părinților și copiilor și anului comemorativ al filantropilor ortodoxi români în Patriarhia Română. Prima locație unde au ajuns participanții a fost Catedrala Mitropolitană din Iași. Aici s-au închinat la racla în care se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și la cea a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. De asemenea, s-a vizitat Muzeul Mitropolitan, ce adăpostește o colecție rară de icoane și obiecte bisericești. Școlarii s-au îndreptat apoi către Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, recunoscută pentru cele peste 30 de registre de motive decorative de pe exteriorul acesteia. Tot aici, în nișa unde a stat racla Sfintei Cuvioase Parascheva între anii 1641-1887, se află un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Periplul a continuat la mănăstirile Galata și Cetățuia, ctitorii voievodale încărcate de istorie și de spiritualitate ortodoxă. Apoi a urmat o masă caldă la casa de oaspeți Sfântul Ierarh Spiridon, în prezența arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Aceasta a fost oferită de mănăstirea Hadâmbu prin amabilitatea familiei Gorongea Constantin Maria și fiica acestora, Irina. Soase, Dumnezeu nostru, binecuvântează mâncarea și pe rugii zecilor cu sănătatea, că sunt binecuvântate și pururea și în veci vecilor. Surpriza de la finalul Agapei a fost tortul de înghețată. Senine și fericire la mulți ani să trăiți. Copiii au ajuns apoi la mănăstirea Hadâmbu, unde s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. În semn de evlavie față de preasfânta născătoare de Dumnezeu, cei mici și cei mari au cântat axionul Cuvine-se cu adevărat. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără. La final, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, a vorbit despre istoria așezării monahale din Dealul Mare și despre minunile icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În încredințarea în al preasfințitului părinte Pimen al Sucevei și Rădăuților, fiind episcop vicar pe vremea aceea la Iași, este trimis în ascultare eromonahul Nicodim Gheorghiță, care este și actualul stareț, venind de la mănăstirea Putna din județul Suceava, să redeschidă acest sfânt și vechi lăcaș de cult. Și începând cu anul 1990, începe o nouă pagină de istorie a acestei sfinte mănăstiri. Deci tot ce se vede nou, să nu intrăm în detalii, este făcut din 90 până în ziua de astăzi. Alături de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, copiii au vizitat Parcul Bucuria Copiilor, unde se află numeroase specii de păsări și de animale.
Părintele stareț Nicodim Gheorghiță, care le-a oferit tuturor câte un dar, a mărturisit că prin intermediul pelerinajului la Sfintele Mănăstiri a dorit să ofere o bucurie școlarilor din comuna Andrieșeni. Dacă mă întorc la anii copilării, se făceau excursii în comuna Vicov, deci spre mănăstirile noastre din Bucovina. Îmi doream foarte mult, era foarte greu pe vremea aceea să faci o excursie prin mănăstiri și apoi învățătorii noștri ne explicau cât de frumos și cât de frumoase sunt monumentele istorice și trebuie un bănuț pentru acea excursie. Cu multe lacrimi mergeam la mama și ceream acel bănuț să văd și eu Sfintele Mănăstiri. Și așa și copilașii aceștia, înainte de sărbători, dacă am fost pe la ei, prin multe case de copii necăjiți, nevoiași, m-am gândit să fac această surpriză, spunem că e o surpriză frumoasă pentru sunt copii, să le cunoaștem, care n-au văzut nici măcar orașul Iași. Și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să aduc acea bucurie și să viziteze câteva sfinte mănăstiri, începând de la Sfânta Preacoveasa Parascheva, care am observat extraordinar atâta bucurie și mulțumire sufletească, au cântat atât de frumos, s-au văzut în timpul bucuria nespusă, să spun așa, pentru surpriza pe care am făcut-o. Eu zic că e un lucru frumos și trebuie repetat în toate satele noastre unde sunt copilași care încă n-au văzut frumoasa noastră Moldova. Dascălii care i-au însoțit pe copii au remarcat cât de importante sunt activitățile de recreere și de documentare la obiectivele religioase. A plăcut impresionantă la invitația domnului învățător Urmă Ilie să particip împreună cu elevii școlii gimnaziale Gheorghe Ciobanu Andrieșeni. Și mi-a făcut o deosebită plăcere, ascultând copiii cu o deosebită plăcere, cântând. Corul a fost impresionat, am simțit așa o emoție puternică și cred că aș mai merge și cu altă ocazie. Cred că această amintire va rămâne pe viață în sufletele lor și locurile minunate pe care le-au vizitat și efectiv această căldură simțită din partea gazdelor și eu cred că va rămâne o amintire vie în sufletele lor. Această inițiativă a părintelui stareț de la Mănăstirea Hadâmbu ar trebui urmată și de alți părinți stareți și de alți preoți să-și atragă copiii care sunt viitorul, să-și atragă prin astfel de excursii, prin astfel de ieșiri. Sunt foarte mulți copii săraci la țară și nu numai în județul Iași, ori și unde. Și trebuie făcut ceva pentru a-i ajuta și a-i scoate din, pur și simplu, din noroiul ăla din care fac ei parte, că nu se poate altfel. Pelerinajul de astăzi, oferit de părintele stareț Nicodim Gheorghiță, a fost o bucurie în primul rând pentru mine. De ce zic o bucurie pentru mine? Pentru că mi s-a oferit posibilitatea să revăd din nou zâmbetul copiilor. M-am bucurat de acea agapă frățească oferită de părintele Nicodim, care a fost cu atâta dragoste pregătită și atât de frumos, elevi care pentru prima dată au stat la o astfel de masă. Pentru că, într-adevăr, modul cum au fost pregătite au fost exact ca la o masă de nuntă, la o nuntă a Mirei lui Hristos. Exact așa am simțit-o și sunt convins că așa au simțit-o toți. O masă unde am stat cu Mirele Hristos și cu Sfinții Lui, o agapă, într-adevăr, frățească. Mulțumim din suflet părintelui stareț Nicodim Gheorghiță, care ne-a și promis că o să ne mai sprijine și o să ne mai ajute ori de câte ori este nevoie, de câte ori i-am cerut ajutorul pentru anumite cazuri sociale de la noi din comunitate, de fiecare dată a răspuns afirmativ, de fiecare dată a bătut drumul, care nu este prielnic și nu este la îndemâna oricui, până la noi în Andrieșeni și cu toată dragostea ne-a adus daruri care le-am împărțit la familiile nevoiașe. Și cu siguranță vom mai veni aici, pentru că ne-am încărcat de bucurii, de pace, de liniște și, într-adevăr, de ajutorul Maicii Domnului și a Sfinților.
La rândul lor, tinerii și-au manifestat recunoștința față de organizatorii pelerinajului și au menționat ce le-a atras atenția mai mult pe parcursul itinerariului. Această activitate mi-a plăcut foarte mult la biserica aceasta. Mi-a plăcut parcul zoologic, mi-a plăcut povestea despre biserica foarte veche. Le doresc să mai facă aceste proiecte pentru mai mulți oameni, ca să se bucure și ceilalți. Mi-a plăcut cea mai mult că sunt colegii mei și cu domnul Ilie, care ne-a învățat foarte multe. Mulțumim părintelui Stares că ne-a primit și că ne-a adus aici și că este cu noi în continuare. Cel mai mult mi-a atras atenție aici la lac, animalele, cai, punei, toate animalele frumoase, bisericile, lucrurile lor. La orele serii, cu multă bucurie în suflet, micii pelerini s-au întors la Andrieșeni. Cu toții au purtat în suflet amintirile uneia din cele mai frumoase zile din viața lor, când s-au rugat împreună și au primit binecuvântarea Sfinților.